oamenilor, să-l primim cu aplauze pe invitatul serii, Varză! Invitat special, extraordinar! Bine, Varză! Bine, Varză! Bine, Varză! Bă, da, așa, bă, așa primire, jur. Deci atâta energie de la Jim Carrey. L-am văzut că eram picioare când am intrat. Bă, a fost o nebunie. Ce faceți, oameni buni? Ce dragă mi-e să vă văd. Am stat izolat. Băi, chiar mi-a părut. Eu chiar când am auzit chestia aia, jur că am avut așa o strângere de inimă și că eu m-am gândit că virusul ăsta are demnitate, are... Să intri în oricine, să mori în două zile de depresie. Bă, și cum a plecat virusul din el? Trist! Mi-am ales prost gaz, da, mă uitați! Păcăriți-vă, stai un pic, Varză. Păcăriți-vă cu aplauzele astea, că mă omorâți. Păi nu e, da, bă. Parcă... Nu-s pentru tine. Îl văd, uite așa, cocârjat. Și nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că probabil de acum încolo toți stand-up-uri o să vorbească despre virus, dar nu vorbesc. Doar vă spun că în izolare eu am un prieten în loc. Cu care în fiecare zi ne făceam declarația și ieșeam la magazin, ne luam cafeaua, ne așezam în mașină și stăteam și beam cafeaua și ne uitam pe geam acolo, în fața blocului. Ce credeți că am făcut vineri când am scăpat? M-am dus cu prietenul meu, ne-am luat cafea, ne-am așezat în mașină și am băut cafea. Adică, m-a rămas, să ne-a intrat în ritm, rămânem așa. Dar hai să trecem la lucruri frumoase. Am avut turneu în Anglia cu Dan Țuțu și cu Viorica Dencilă, cu Irene Boclincă. Colega noastră, Irene Boclincă, care a intrat în personaj și a rămas acolo. N-a mai ieșit din el. N-a mai ieșit, pur și simplu, și o să vedeți de ce. Plecăm în Anglia, frumos, surle, trâmbițe, Țuțu pentru prima oară zbura, era, bă, o nebunie. Nu, eu pe zborurile de linie sunt, deci știți cum sunt? Rozătarea Werner, îmi bagi un morcov, îl toc. Am intrat în avion, fiți atenți, oameni buni. Viorica Dăncilă la fereastră, eu la mijloc, Țuțu lângă mine. În fața noastră, un tânăr care ne recunoscuse de la televizor, era și noi vedete, și intrase în discuție cu noi. În dreapta, o tânără foarte mișto, să zic 25-26 de ani, un păr creț așa, drăguțică. Pă, cu minte acolo pe treaba ei. Eu cu ochiul pântre scaune, ați văzut cum e la... Că am zburat cu low cost, ca toți ceilalți de afel. Și cu genunchi în gură, știi? Adică... Și mă uitam pe aici, că îi se vedea un pic de s***ă pântre... Mamă, și eram pe aia geam. Viorica, de când am urcat în avion, și-a lipit capul de gemulețele aia, nu știu cum se numesc, de la avion, și a rămas acolo, lipită. La un moment dat ne pregăteam acolo și se aude. Bing! Avion. Exact așa vorbea. Eu am impresia că era pe somn pilotul sau ceva de genul, că era dimineață, era zbor de dimineață. Doamne și domnule, vă facem la cunoștință că avem o întârziere de zbor de 40 de minute. Și... Bă, un om care, căruia e frică de zbor, de avion, cum să creadă? Avem o întârziere de 40 de minute, unde? La decolare! Bă, zic, nu e tren, e șina blocată, a fost un accident, nu e autostradă, e avion! Ne ridicăm și plecăm, nu, în aer! Mă, n-am crezut o secundă, zic, 40 de minute mi s-a părut dubios. Țuțu era în discuție aici cu tânărul din față, a prins, bine, cred că de emoții vorbea, de frică, de... Blablabla. Și era acolo în el. Asta cu capul pe geam în partea aia acolo, zic, bă, dar zic, tu la ce te uiți? Și ea zice, mai trece cât o mașină. Bă, sunt pe aeroport, suntem garați undeva la... Zice, uite, a trecut una galbenă acum. Doamne, părească Sfântul. Uite la mașinile la care merg până aeroport. Mă rog, o las acolo. Trec minutele. Oameni buni, începe avionul să plece de pe loc. Ne ducem pe pistă. În momentul în care se înceapă să tureze, tânăra domnișoară de la fereastră, despre care vă vorbeam, scoate telefonul și pune o melodie de pe YouTube sau din telefon, nu contează. Melodia suna așa, vă jur. Deci este trăită, reală, da? Și melodia era așa. Ohala salamanana salamambrenana sa. Se întoarce Viorica cu capul și zice, ia uzi, colinde. Zic, bă, Viorica, zic, ești întreagă la minte, zic, colinde. Și ea zice, a, e o rugăciune. Da, mă, zic, fă-ți rugăciunea, străiască. Uite-te, ia, vezi, nu vine vreo mașină, în sfârșit și-a întors capul. Panicați, decolăm. Ne ridicăm, emoția aia de plecare. Am înghețat, am zis în sec, bing, s-a prinde ăla să desfacem centurile. Gata, am desfăcut centura, n-a durat 3 secunde, bing,
Doamnelor și domnilor, vorbește comandantul, vă rugăm să vă puneți centurile de siguranță, intrăm într-o zonă de turbulență. Mamă, zi, mi-a dat mie turbulență. Și a mers, cred că, 15 minute, fără să întâmple nimic. Și a făcut odată avionul atât, bă, atât. Și bă, s-a aprins să-l ați deschide în centuri. Am intrat pe de-aia, pe... Aha, bă, asta-i turbulență, poți mai mult. Pe el, mă rog. Și acum, la un moment dat, intră comandantul și anunță, zice, intrăm în, în momentul ăsta, intrăm în spațiul aerian al Cehiei. Bă, moment în care spune ăla, intrăm în spațiul aerian al Cehiei, o doamnă mai din față, 3-4 scaune, se ridică de pe scaun, se ducă la toaletă, probabil, femeia. În spatele nostru, soția, soțul. Doi, pentru prima oară în viața lor în zbor. Garantat o să vă dați seama. Moment în care s-a ridicat aia și a anunțat ăla, asta îi zice lui bărbasul. Ia uite, dragă, coboră cineva și în Cehia. Bă, deci m-am uitat la ea, bă, pe Viorica, pe umăr și-o întorc, zic, Viorico, bravo, te conduce asta cu 3-1 să moară, mă. Bă, na, dai mă, cum scobori, te conduce asta cu 3-1, zic, gata. Dar a reacționat? Ha? A reacționat? Nu, s-a uitat că nu înțelegea, n-a înțeles gluma foarte, s-a uitat și a zis, cum cu 3-1? A crezut că joacă vreun sport sau ceva cu aia din spate, dar mă rog. Și a rămas, zic, uite-te în continuare pe geam, zic că vine canalul Mânecii și o să vezi bărcile. Bă, oameni, până acolo, bă, soare, deci cer de la frumos să tot fii lângă Dumnezeu, sus să zbori, bine, nu să fii cu el, dar să fii lângă el. Bă, să fii când îți vine momentul, știi ce zic? Na. Și fii atent, și... Ne apropiem și ne anunță comandantul că să ne punem centurile, începem coborârea, aterizăm în condiții de turbulențe și de vreme nasoală. Bă, și mă uitam pe geam, bă, să zic, sunt prost. Mă uitam pe geam, o dădeam pe asta la o parte, că n-aveai cum să vezi prin ea. O dădeam la o parte, vedeam senin, mă uitam pe geamul din rândul ăla, vedeam senin. Zic, nu e mă, l-ai și droga, e ceva e cu el, n-ai. Dormea la plecare, acum, vede, în sfârșit. Bă, am ajuns la deasupra Lutonului, Londrei. Bă, oameni buni, deci de seninul ăla, bă, cât e Londra? Aia era un pâl de nori, mă. Bă, dar doar cât e Londra? Și fiți atenți. Ne apropiem, începem să coborâm, da? Nu mai ai voie să te miști, să te ridici. Nu, nu mai știți foarte bine, da? Moment în care tânăra Amlah Salamaha își desface centura de siguranță, țâști pe lângă tânărul ăla în față și direct la baie. N-a apucat stoiardeza, era... A, n-a mai apucat să-i zic că a intrat în toaletă, eu cu țuțul și cu ăla din față, gata, o detonează. Acum. Și a stat, bă, vreo 7-8 minute bune. Și zic, acum o construiește, zic, din păr își face fitilul. Din... A zic, acum e, asta e momentul. Iese aia de acolo, era bulbucat așa când a ieșit, știi, pe panică. Zic, gata, uite, are și emoție, transpirată toată, adică... Stuiardeza a început să o certe, țipa la ea, asta nu știu ce dădea de mână, să duce, să așează pe scaun, își pune centura și acum scoate telefonul și îl pune în brațe. Zic, gata, după telefon. Am văzut filme de la distanță după telefon. Moment în care spune că ne roagă să închidem toate telefoanele, toate aparaturile, tablete și alea, că sunt zone turbulență. Nu începuse nicio turbulență până... Când am intrat în ceața aia, într-adevăr, a început avionul. Bine, eram și cu low cost, îți dai seama, adică piloții așa, așa sunt, care au luat 6-7 la examen de pilotaj, maxim. Și îl pun ei cum vor pe pistă. Și... Aia bagă telefonul, mă, închide telefonul și îl bagă. Ne-a liniștit cumva, zic, gata, nu murim azi. I-am zis lui Viorica, stai liniștită că o să mai vezi mașini. Aterizăm, bă, când a pus avionul, roțile. Și m-am liniștit că nu mai pleacă iar în sus și suntem acolo și ok. Mi-am desfăcut centura, deși n-ai voie, m-am ridicat și i-am zis lui asta... N-am mai rezistat, nesimțit, recunosc, îmi cer scuze, la care ea se întoarce zâmbind și zice, thank you. Super. Bravo, fata mea. Ieșim din aeroport. Ne așteaptă tipul, ne ia cu mașina. Și imediat cum pleci din parcare, urmează sensul giratoriu din Luton, din aeroport. Logic, ca orice șofer care m-am așezat și în față, să văd și eu Londra. Nu fusesem niciodată.
cum am ajuns în sensul giratorului, m-am uitat frumos în dreapta, să văd dacă se încadrează ăsta bine, să... și ăsta a luat-o în stânga. Și am țipat la el, Ionuțe! Și el a pus frână brusc în sens și a zis, ce? Zic că ai luat-o invers, ce? Nu, suntem în Anglia! De trei ori era să mă calce autobuzul în Anglia. Pentru că întotdeauna când pășeam, mă uitam în direcția opusă față de unde venea mașina. Făceau autobuzele alea cu etaj, cu oglinzile alea atâta, așa, puf, pe lângă mine. Și ce credeți? Bă, la volan numai indieni. Eu am impresia că ei la garaj au concurs care lovesc mai mulți europeni veniți pentru prima oară în Anglia. Pentru că l-am văzut în oglindă, trecând, fiind oglinda mare, l-am văzut cum a făcut... Bine, n-a zis așa, a zis, tendele, mentele pentru... Cum a fost? Și a trecut pe lângă mine. Bă, cred că au concurs. Seara vine, câți ai luat? 6. Că trec la atâta de bordură. Nu e ca la noi să păstrezi, bă, la atâta de bordură. Doar te lipește cu oglinzorul. Bun. Și acum vreau să vă las într-o notă frumoasă. Că, na, acum văd și publicul că s-a mai domolit un pic. Am scos o nouă piesă, Terles Berle se relansează. Am făcut o nouă piesă care se numește Hora lui Pablo și am filmat-o pe blog la mine, pentru autorități. Deci nu... Terles Berle se revine, Barză vă pupă, vă iubește mult și vă mulțumește în primul rând. Direct și indirect am ajuns din nou unde am fost când voi erați mici. Vă pupă tata, bine, Jim Carrey, mersi frumos! Să rămână adonșoară! Mamă, ce piesă! Pa! Să mai